Ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici, a scris faimosul filozof Friedrich Nietzsche. În această ediție specială Sprouts, în colaborare cu Stephen Hex, analizăm împărțirea oamenilor în oi și lupi pe care o face Nietzsche, punând accentul și pe modul în care morala noastră, ceea ce considerăm bine și rău, devine rezultatul unor evenimente biologice brute. Partea a doua. Oi și lupi. Nietzsche spune: toată natura organică este împărțită în aceste două tipuri de specii. Cei care sunt în mod natural animale de turmă și cei care sunt în mod natural solitari. Cei care sunt pradă și cei care sunt prădători. Din punct de vedere psihologic și fizic, această diviziune se aplică și speciei umane. Unii oameni se nasc fricoși și tind să se alăture unei turme, iar alții se nasc fără frică și caută solitudine. Unii dintre noi se nasc sedentari și leneși, iar alții se nasc plini de scop și însetați de aventură. Unii, folosind limbajul lui Nietzsche, se nasc fie stăpâni, iar alții sclavi. Există un fapt biologic brut. Trăsăturile noastre sunt înscrise în noi prin evoluție. La fel cum o oaie nu-și poate nega natura timidă de oaie, un șoim nu poate fi prin natura sa altceva decât un șoim. Și noi moștenim de la părinți o lungă genealogie de trăsături înrădăcinate. Tipul stăpânilor trăiește prin forță, creativitate și independență. Respectă puterea, curajul, asumarea riscurilor, chiar și responsabilitatea. Pentru ei, este natural să urmeze propriul drum, indiferent de urmări, și se revoltă împotriva presiunii sociale și a conformării. Prin opoziție, tipul sclavilor trăiește prin conformare. Acești indivizi tind spre pasivitate, dependență, blândețe. Pentru ei este firesc să se adune împreună pentru a căpăta un sentiment de siguranță, așa cum fac animalele de turmă. Nietzsche se referă apoi la morală. Bine și rău, corect și greșit. Timp îndelungat, ni s-a spus că morala este o chestiune de porunci înscrisă în piatra acum mii de ani. Nu este așa, spune Nietzsche. Ceea ce considerăm a fi moral depinde de natura noastră biologică, iar diferite naturi biologice dictează diferite coduri morale. Gândiți-vă astfel. Dacă ești oaie, atunci ce ți se va părea bun în calitatea ta de oaie? Să poți paște în liniște, să rămâi aproape de alții ca tine, să faci parte din turmă și să nu te abați de la norme. Ce ți se va părea rău? Lupii și orice prezintă asemănări cu aceștia, în calitate de prădători sau agresori. Dar dacă ești lup, atunci puterea, cruzimea și disprețul față de oaie vor fi naturale pentru tine și ți se vor părea bune. Când vine vorba de morală, nu există nimic asupra căruia lupii și oile să poată cădea de acord. Naturile lor sunt diferite, la fel și nevoile și scopurile lor, precum și ceea ce îi face să se simtă bine. Desigur, ar fi util pentru oi dacă ar putea convinge lupii să fie mai asemănător cu ele. Dar niciun lup care se respectă nu va cădea în această capcană. Așadar, codul moral al fiecăruia ține de structura sa psihologică, iar aceasta ține la rândul ei de structura biologică. Nietzsche este printre primii care aplică conceptele evoluționiste în cazul moralei. Codurile morale fac parte din strategia de supraviețuire a unui tip biologic. Iar cu cât privești mai mult istoria moralității din perspectivă evoluționistă și biologică, cu atât ești mai impresionat de schimbările dramatice ale codurilor morale în timp. Și aceasta este problema cheie, susține Nietzsche, pentru că documentele istorice arată o schimbare de perspectivă problematică. Cândva am prețuit mai presus de toate excelența și puterea, privindu-i cu superioritate pe cei smeriți și neînsemnați. Totuși acum cei blânzi, umili și omul obișnuit sunt considerați buni, în timp ce oamenii agresivi, puternici, tari și mândri au devenit răi. Într-un fel, morala celor slabi a ajuns dominantă, iar morala celor puternici se află în declin. Această răsturnare a moralității este periculoasă,
Trăsăturile forței și puterii, cele care înnobilează omul, sunt acum condamnate, iar trăsăturile care țin de conformism și modestie, cele care slăbesc omul, sunt lăudate. În consecință, morala a ajuns ceva rău, sau mai paradoxal, morala a devenit imorală. Morala celor slabi a ajuns cumva dominantă, iar morala celor puternici se află în declin. Cum se poate explica acest stadiu actual destul de paradoxal? Va urma. Ce părere aveți despre viziunea lui Nietzsche, conform căreia omul se naște undeva de-a lungul spectrului, oi și lupi? Îi împărtășiți îngrijorarea față de răsturnarea valorilor morale? Pentru mai multe informații, verificați descrierile de mai jos. Acolo veți găsi și un link către textul complet despre filozoful german al profesorului Stephen Hex. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.